Băiatul sărac și paharul cu lapte. Într-o zi, un băiat sărac vindea produse din ușă în ușă ca să poată termina școala pe care și-o dorise din copilărie. Nimeni nu cumpărase nimic și băiatul mai avea în buzunar doar o monedă de 10 bani. Era înfometat, așa că la următoarea ușă la care a bătut, s-a decis să ceară ceva de mâncare. A bătut la ușă și când era gata să ceară, i s-a făcut rușine de doamna care a deschis ușa și a cerut un pahar cu apă. Femeia a văzut că băiatul părea înfometat, dar pentru că nu a zis nimic, s-a decis să-i aducă un pahar cu lapte și niște biscuiți. A băut și a mâncat încet ce primise, mintea lui fiind concentrată la cum o să-i plătească, neavând niciun leu. Când a terminat, a zis: "Vă mulțumesc frumos pentru amabilitate. Cât vă datorez?" "Nu-mi datorez nimic. Mama mea ne-a învățat să arătăm întotdeauna bunătate și să nu cerem nimic în schimb." "Doamnă, vă mulțumesc din toată inima. Simțeam că voi renunța, dar gestul dumneavoastră mi-a dat curaj să continui și să ajut și eu mai departe fără să mă aștept la ceva în schimb." "Cu mare plăcere. Numele meu este Elena. Încântat să vă cunosc. Paul." Paul Oltescu a plecat în acea zi mai încrezător și motivat ca niciodată. Și-a dat seama că Dumnezeu are grijă de el și că lucrează prin oameni. După 15 ani, Elena a primit un diagnostic cumplit. Era o boală atât de rară încât doctorii locali au trimis-o la cel mai mare oraș din județ, sperând că acolo va primi îngrijirea de care avea nevoie. Specialiști din toată țara au venit să studieze acest caz. Printre aceștia se afla și doctorul Paul Oltescu. Când s-a dus să facă un control, femeia era deja în comă. Pe fișă a văzut numele și orașul mic din care provenea. A cerut mai multe detalii și a realizat că era femeia care cu mulți ani în urmă fusese atât de bună cu el. A preluat cazul și a spus că se va ocupa personal ca să-i coordoneze pe ceilalți specialiști. Paul nu mai pleca acasă și lucra cât putea de mult, pe lângă celelalte cazuri, să aibă grijă de Elena. După 2 luni intense de eforturi și tratamente, Elena a ieșit din comă și starea ei s-a ameliorat. Zilele de spitalizare erau multe, recuperarea a durat mai mult decât de obicei. În ultima zi, cei de la spital au pregătit factura. Elena era foarte speriată că va munci tot restul vieții ca să plătească această factură, dar se bucura că măcar era în viață. Asistenta a mers în biroul doctorului să valideze dacă toate eforturile sale erau trecute pe factură. Paul s-a uitat atent, a confirmat, a luat un pix, a scris ceva și a rugat asistenta să-i ducă factura Elenei. Când au adus factura, câteva minute i-a fost frică să o deschidă. Suma era foarte mare. Dacă ar fi vândut tot ce avea, nu o putea acoperi. În partea de jos însă, era ceva scris cu pixul. Factura a fost plătită în întregime cu un pahar cu lapte, semnat Dr. Paul Oltescu. Morala: bine faci, bine găsești. Ajutorul oferit necondiționat poate transforma viața unei persoane, care la rândul ei va transforma alte vieți. Să nu ai regrete pentru că ai fost bun cu alții, ci să ai regrete dacă te gândești doar la tine.